Un om de afaceri prosper, o verișoară de mult pierdută, un nepot mult prea chipeș, o fiică naivă, o nevastă focoasă. Ce faceți aici? Îl învăț să danseze, mergem la un party în weekend și nu vreau să mă fac de râs cu el. Mă crezi prost? Unde este, bă, de râs, Catalina? Cu ăsta mă și el, mă? Nu am ce să discut cu ea. Ieși afară, javră. Sunt soția ta și am dreptul la jumătate din avere și vreau toată casa, punct. La tribunal? Proces, nici nu măcar nu știi cât durează. Călin parcă a nebunit, nici eu nu pot să stau de vorbă cu el. Dar spun eu ce se întâmplă. Băiețașul tău mi-a stricat familia. Păi ultima oară când am vorbit cu ea a fost foarte tranșantă. Îți propun următorul lucru. 50.000 și plec. Combinația ideală pentru o situație explozivă. Familia și-a luat astăzi rămas bun de la Luminița Brezeanu. Pentru Augustin Brezeanu, moartea mamei este o lovitură grea. Bărbatul nu era pregătit sufletește să-și ia rămas bun de la ea. Din păcate, acest trist eveniment îi va schimba viața într-un mod dramatic, așa cum nu s-ar fi gândit vreodată. Dumnezeu să o ierte, Augustin. Dumnezeu să o ierte. Îmi pare tare rău. A fost o femeie deosebită. Da. Chiar nu mă recunoști? Sincer, îmi par foarte cunoscută, dar nu pot să-mi adun gândurile acum. Marta, verișoara ta. Ah, da, Marta. Ce mai faci, Marta? Amestecat, așa, și mai bine și mai rău. Dar mă descurc cumva. Da. Nu puteam să nu vin la mormântare. Și că vara trecută a fost la mine. Da. Doamne, ce femeie. N-avea stare, nu stătea într-un loc. I-a răsturnat toată casa să facă ordine. Da, nu avea stare. Am muncit până în ultima zi. A dus cancerul pe picioare. Doamne, e incredibil. Câtă forță avea. Putem avea și noi forța ei. Mm. Bună ziua, domnule Augustin. Bună ziua. Condoleanțe. Mulțumesc. E băiatul tău? Da. Călin. Augustin. Sunt tare mândră de el. E student? N-am avut bani pentru școală mai departe, dar e băiat tare bun. Da, a luat bacul. Da, și acum lucrează într-o spălătorie pe 8 milioane pe lună. Își bată ăștia joc de el. Știu. Nu știu dacă acum e momentul, dar nu... Nu, că eu mă descurc, nu stai liniștit. Dar mă gândeam că... Nu știu dacă ai putea să-l ajut să-și găsească un serviciu aici, în București. Știi că la noi, în oraș, totul e mort. Da, înțeleg. Stai că să nu l-a ajutat deloc. Îmi pare rău. Ești divorțată, parcă, nu? Da, de 12, nu, chiar 13 ani. Da, trece timp. Acum îmi dau seama că nu am mai văzut din 94 sau 95. Sunt chiar 20 de ani. Da. Marta a fost oaia neagră a familiei și a trăit viața. Și a părăsit bărbatul pentru altul. Mă rog, treaba ei. Își trăiește viața cum vrea. Dar mama o iubea, așa că trebuie să o ajut. La o săptămână de la înmormântare, Augustin l-a angajat pe fiul verișoarei sale la un depozit angro. Din fericire, Călin este harnic și ajută la treburile casei. Tati? Da. Te cheamă mami în casă. E grav? Nu știu, du-te să vezi. Auzi? Scuză-mă. Nu-i nimic. Îmi pare rău. Ok. Ai putea să mergi cu mine diseară la un party? Îmi pare rău, intru în tura de noapte. Și nu poți să nu te duci? Tu ce crezi? Nu știi ce pierzi. Ce pierd? Uite ce pierzi. Ea e Carla, Dora și ea e Maria. Drăguț, dar
verișoara mea e mai drăguță decât el. Mă bucur că vezi și tu asta. Păi nu știu, să văd. Poate fac schimb de tură. Chiar merită. Auzi, tu ai făcut curat la mine în birou aseară? Da. Însă am întrebat-o pe Nicoleta. I-am cerut permisiune. Da? Și știi cumva unde sunt cei 2000 de lei care se aflau în sertarul biroului? Nu, nu știu. N-am umblat acolo. S-ar fi evaporat? Tată, calmează-te, o să-i găsești. Nu te bă. Vă jur că nu am luat niciun ban. Însă vii tu, n-a dispărut niciodată nimic din casa asta. Tată... Taci. Sper să apară banii. Ciudat, însă nu mă miră. Cu toții avem rude proaste. I-am dat casă, i-am dat masă, i-am găsit servici și el ce face? Dacă nu apar banii până diseară, zboară. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.